Iată, având în vedere, au trecut 2 ani de pandemie, suntem de câteva luni martorii războiului dintre Rusia și Ucraina. Care este în acest moment situația în România? Pentru că se pare că nu se întrevede acea luminiță de la capătul lor, încă din potrivă, lucrurile pare să se întunece. Cu părere de rău trebuie să spun că în România s-a creat un curent și tot ce merge rău motivăm a războiul din Ucraina. Nu este adevărat. Războiul din Ucraina poate că a venit și folosesc ghilimelele de rigoare ca și o mânușă pentru guvernul României. Noi eram în acea situație și dacă nu era războiul din Ucraina, să fim bine înțeleși. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Evident că partea sindicală, și aici fac vorbire despre Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, a avut unele acțiuni în decursul acestui an, în primul semestru al acestui an, doar că nu a fost acțiuni de amploare mare. Am ținut, evident, și noi cont de acest război. Dar în luna iunie vom avea Consiliul General al Cartel Alfa și vom stabili acțiunile în continuare de protest. Vor trebui până la urmă să facem acțiuni mai mari. Am făcut și ieri, de exemplu, Federația Națională Sindicală Alma Mater. Profesorii universitari au avut o manifestare în fața Palatului Victoriei. Nu pentru profesorii universitari, ci pentru angajații alții decât profesorii din cadrul universităților. Vedeți dumneavoastră, va trebui să ne unim toți și să facem acțiuni mai mari de protest. Este foarte greu pentru că distanța de la Baia Mare, de exemplu, spre București este mare, costurile sunt mari. Posibilitatea membrului de sindicat să participe datorită legilor făcute de acești democrați, în ghilimele, ne fac mai greu accesul spre București. Dar o să-l facem, astfel că imediat cum ne vom fixa calendarul, o să vă ținem la curent și, da, este nevoie să ne mișcăm, pentru că avem un guvern care nu prea discută, am mai prins noi sisteme de genul acesta, mimarea dialogului social. Dar vreau să vă spun că astăzi președintele Bogdan Iuliu Hosu este prezent la Geneva și noi nu am făcut acea caravană anul trecut a dialogului social până la Bruxelles, numai să facem o excursie. Și Uniunea Europeană, prin Parlamentul Uniunii Europene, este într-un fel țintit cu ochii pe noi să vadă ce se întâmplă cu legea dialogului social, ce se întâmplă cu codul muncii, ce se întâmplă cu toate legile care fac vorbire despre muncă. Deci nu ne vom opri doar la guvernul României, doar câteva frânturi care le fac social pentru oameni și pentru salariați. Și aș da un exemplu clar. Legea 153, legea salarizării unitare, nu este aplicată. Pe inflația care este acum, ar fi normal să mai acorde acele creșteri salariale, nu foarte mari, dar care erau cuprinse, eșalonat, ca până în 2022 să se finalizeze. Deci vom avea de lucru, din păcate, dar asta este menirea sindicatelor, să reprezentăm lucrătorii, membrii de sindicat care sunt afiliați nouă.